O bătaie între elevi pe holurile unei școli din Mioveni s-a lăsat cu intervenția poliției. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Trei dintre agresori au fost reținuți, iar conflictul a fost înregistrat și postat pe rețelele sociale. În imagini se vede clar cum aceștia se lovesc cu pumnii și picioarele, iar unul dintre ei rupe o bucată de lemn din lambriul de pe perete și îi atacă pe ceilalți cu acesta. Doi dintre tinerii reținuți au 17 ani, iar al treilea 19. Toți sunt acuzați acum de lovire și tulburarea ordinii publice. Elevii vor ajunge astăzi în fața magistraților.